Parlamentul pe Catherine Sadolin în Danemarca, Copenhaga, și mă bucur să ne revedem în a 10-a ediție a emisiunii Bocătul Lucia and Friends. Emisiunea pe care am intitulat-o Inspirație și terapie prin realitate virtuală. Și asta nu degeaba, pentru că invitatul nostru din seara asta, invitatul nostru special din seara asta, va avea foarte multe de spus în această direcție. Dar o să rămână o surpriză până să o invităm pe Nadia în imagine. Vreau să vă reamintesc faptul că această emisiune a pornit tocmai din dorința de a rămâne conectați unii cu alții, de a ne inspira, și așa cum voi v-ați obișnuit, de fiecare dată avem alături de noi un invitat care împarte cu noi experiențele lui, ne vorbește despre skills, despre tools, în așa fel încât să ne putem inspira unii pe alții în toate direcțiile. Pentru că, până la urmă, fiecare dintre noi, fiecare dintre voi este mai mult decât performanța noastră, este mai mult decât cariera pe care o avem. Invitatul special din seara asta este medic psihoterapeut, așa că o să o invit deja alături de noi pe Nadia Gorduza. Nadia, bună seara, și vreau în primul rând să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi alături de noi în seara asta, alături de toți cei care ne urmăresc pe pagina noastră de Facebook și nu numai, și pe Instagram și pe YouTube. Nadia, tu ești... Mulțumesc, Lucia, de invitație. Îți mulțumesc tare mult. Tu ești medic psihoterapeut. Sigur, noi ne cunoaștem de ceva vreme și eu în ultima vreme am fost extrem de inspirată de tine. Pentru că urmărindu-te pe pagina de Facebook, pentru că și eu, ca și artist, și eu am fricile mele, am acele mental issues și bănuiesc că, adică nu știu, poate că tu ai putea să spui aici mai multe. Probabil că nu există nimeni care să nu aibă așa ceva. Este adevărat ce spun eu? E adevărat, Lucia. În primul rând, frica, ca și emoție, este o emoție protectivă. Noi nu putem funcționa fără ea. Problema este când este în exces și când este în exces, mai ales accelerată de perioade, cum este această perioadă de instabilitate, cum este pandemia, de fapt de necunoscut. Și atunci aduce într-o zonă patologică, nu știu, către anxietate sau către fobii, și o zonă pe care noi nu mai știm cum să o gestionăm. Dar frica e normală. Fără frică noi n-am putea funcționa. Da, bine, tocmai asta e, și de-aia m-am gândit cât de valoroasă ar fi prezența ta în emisiune, pentru că cu toții avem nevoie de resetare, de transformare, dar pentru a putea să facem toate astea avem nevoie de tools, de skills, și toate astea pot veni de la oameni, cum ești tu, de la cei care pot să facă asta. Cred că cel mai bine, Nadia, ar fi să te prezinți tu, pentru că sunt atâtea de spus despre tine. Dar cred că tu ai fi cea mai potrivită să o faci. Cine este Nadia Gorduza? Nadia Gorduza e mamă de două fetițe superbe pe care tu le cunoști. E medic, e psihoterapeut. Da. Am o experiență de peste 20 ceva de ani, aproape 25 de ani, în tot ce înseamnă partea de healthcare, din toate punctele de vedere, și din zona de business, și din zona de psihologie, și din zona medicală. Am lucrat ca medic, am lucrat ca psiholog, am lucrat ca om de business. Și la un moment dat m-am gândit, acum foarte mulți ani, cum aș putea să îmbin toate aceste lucruri și să fiu un folosul tuturor oamenilor care au nevoie. Așadar, am înființat ID Therapy, care este singurul centru cu abordare bespoke. Ce înseamnă bespoke? Înseamnă personalizată pe nevoile tale. Să știi că medicina în momentul de față a descoperit că nu înseamnă că dacă paracetamol e foarte bun pentru răceală, înseamnă că merge la oricine. Și atunci trebuie să ne adresăm oarecum chiar la nivel de ADN al persoanei. Și atunci, cu dubla mea formare și de medic și de psiholog și un background și o experiență în partea de business, am format acest centru, unde mă ocup în special în zona de fobii, de anxietate și în zona terapiilor de cuplu. Și am adus în România două lucruri revoluționare. Una este terapia prin realitate virtuală, care este adusă în București de aproape 5 ani, și terapia de cuplu Goldman, care este golden standard la nivel mondial pe ceea ce înseamnă relații de cuplu.
Așa că omul, cum este, noi suntem o ființă complexă, dar nu putem să fim luați separat. Suntem, avem probleme și de business, avem probleme și de relație, avem probleme de sănătate. Așa că atunci când vii la mine, dacă te doare stomacul, îți dau o rețetă pentru gastrită, dacă te doare sufletul, îți explic ce ai de făcut, dacă ai un blocaj psihic sau emoțional, îți explic care este protocolul. Dacă ai o problemă de business, la fel putem discuta ore în șir despre balanța ta contabilă și cum ai putea să-ți îmbunătățești performanța. Pentru că am variat în toată zona asta. Da. Uite, chiar mă bucur că numești aspectul ăsta și ai zis la un moment dat că pentru că, într-adevăr, nu poți fi bun doar într-o direcție, nu poți fi bun doar în pe scenă și acasă să nu fii bun. Bănuiesc că cele două elemente trebuiesc combinate continuu, nu? Trebuie găsită o balanță, că ai numit la un moment dat și terapia de cuplu. Cât de important este aspectul ăsta, ca și viața personală să fie balansată pentru... Foarte, foarte important. Dacă nu ai echilibru acasă, nu te poți concentra, nu poți să mergi cu ușurință mai departe, pentru că mintea ta nu poate să funcționeze, să se împartă și tu să fii un performer pe zona ta profesională când tu ești foarte distrus în viața ta de familie. Și o formă sau alta trebuie să găsești o balanță, dar pentru asta ai nevoie de un partener care să te înțeleagă, care să-ți înțeleagă aspirațiile, visurile, pentru că dacă ai un partener care consideră că, nu știu, femeia poate și s-a căsătorit, trebuie să aibă doar rolul de soție și de mamă și cariera nu mai contează, atunci, într-adevăr, ai o problemă, pentru că ajungi într-un blocaj. Și, într-o formă sau alta, trebuie să știi cum să-ți balancezi timpul pentru carieră, timpul pentru soț și timpul pentru copii. Pentru că, dintre toți copiii sunt cei mai demanding. Copiii nu au cum să înțeleagă că tu ai job până la ora 8 sau ai de lucru. Copilul e copil, copilul are nevoie de mamă. Și destul de dificil. Ai spus acum aspectul ăsta că cât am putea fi de nefericiți doar cu faptul că nu suntem înțeleși și mi-am amintit faptul că cineva a spus la un moment dat de fapt nu suntem fericiți pentru ceea ce nu putem, ceea ce nu primim, dar suntem nefericiți pentru ceea ce nu putem să dăm și să oferim. Ai spus și ai numit și aspectul că uite, de mamă, o să invit alături de noi și pe Andra Botez, este antrenor în echipa noastră și ea ca și mine, fiind în contact continuu cu artiștii, cu cei cu care lucrăm, dar nu numai, adică sunt și cei care își folosesc vocea intensiv, adică nu e doar de cântat, ci în public speaking. Și Andra, ca și mine, vine în contact în fiecare zi cu tot felul de situații. Iar noi suntem vocal coach, iar vocal coach înseamnă mai mult decât profesor de muzică. Și asta o știm din practică. Dacă nu ești deschis, tu, în primul rând, ca și coach, nici cel cu care lucrezi nu se poate deschide către tine. Și poate că ăsta e un aspect extraordinar din practica pe care o facem noi. Așa că o să invit și pe Andra alături de noi. Bună, Andra! Bună seara! Bună, și bună, Andra! E mare bucurie să fim împreună și în felul acesta și salutăm pe toți cei care sunt live cu noi aici. Andra, a spus Nadia la un moment dat cât de important e să fii și mamă și tu știi asta la fel de bine. Eu nu sunt mamă, dar înțeleg. În schimb, intru în contact cu copiii care vin și copiii care vin la lecții. Uite, mă gândesc acum la Renei, care câți ani avea Renei, Nadia, când a venit ea prima dată și a început. Exact. Chiar a fost în primii voștri 10 copii când voi ați dat drumul la școală. Extraordinar, nu numai talentat, dar cu un caracter fantastic. Și într-adevăr, se vede foarte mult din atitudinea părinților, din ce fac ei copiii, poți revedea în atitudinea copiilor. Nadia, noi o să... Prima întrebare cu care aș vrea să încep și aș vrea să mă refer în primul rând la categoria de, hai să spunem, noi ca și artiști. Frici sunt întotdeauna. Frica apariției în scenă, frica de a participa la o competiție, încercând constant să amân. Adică de fiecare dată, și Andra, cred că și tu întâlnești situații în care spun în sfârșit m-am hotărât să vin la tine, să iau lecții de canto, dar de 5 ani îmi tot propun
Da. În fiecare dată găsesc alte motive să nu o fac. Îmi pun în care este motivul pentru care o facem, Nadia? Sau ce tools ai aici pentru noi ca să putem să ne urmăm visul? Adică să nu existe acele bariere mentale pe care ni le punem. Sau, nu știu, cred că e un mind issue. Poate ne spui tu mai multe despre aspectul ăsta. E o combinație de factori. Dacă vreți, eu aș putea să încep cu o prezentare în care să fie și cu imagini, dacă v-ar ajuta, despre ce sunt spatele fricii și cum funcționează creierul nostru, pentru că contează foarte mult să înțelegem aceste lucruri. Da, deci ca să vă prezentarea, Nadia, și ca să se vadă și mai bine pentru cei care ne urmăresc pe noi, pentru că sunt deja foarte mulți cei care ne salută. Hello. O să ieșim noi din imagine și tu o să pui, deci noi o să te ascultăm, o să rămânem în partea de jos a ecranului, ca să poți tu să prezinți și când termin, spunem doar, Lucia, am terminat sau intră din nou în imagine. E ok? Da. Ok. Un moment, ca să pot să intru eu în prezentare. O să, și acum scot și pe mine, o să scot și... Pusesem eu imaginea. Vrei să am scos-o acum. Poți să o pui tu de acolo, de la tine? Da, o secundă, că eu aș vrea să ajung la prezentare și în momentul de față... un pic, Lucia. Nu-i nimic. O să ies din imagine. Ar fi bine. Ok, dar tu în momentul de față tu vezi imaginea, tu vezi prezentarea mea sau nu? Lucia, tu vezi prezentarea mea în momentul de față? Lucia, dacă poți să-mi scrii, tu vezi prezentarea mea în momentul de față, ca să știu dacă continui. Tu mă auzi acum, Nadia? Da, tu vezi prezentarea, se vede? Da, prezentarea nu se vede. Nu se vede. Ea ar trebui să se vadă, dar nu știu de ce nu se vede. Ia să încercăm încă o dată. Ia, vezi, acum se vede? Acum se vede. Și acum o să ies eu și o să pun prezentarea în imagine, da? Ok. Ok, acum se vede, bănuiesc. Bun. Eu am intitulat prezentarea Fear sau Dare, Fear or Dare, adică să ne fie frică sau totuși să îndrăznim. Și mă gândeam să, în primul rând, să încep cu diferența între frică și fobie, pentru că fobia înseamnă o frică specifică față de o anumită situație sau față de un anumit obiect. Spre exemplu, frica de scenă de care vorbeam sau frica de public speaking sunt fobii. Pe când frica generală este o frică, poate să fie, facă parte din fricile de bază, cum ar fi, spre exemplu, frica de moarte sau frica de eșec sau frica de a nu fi în control. Și mă gândeam să vă spun că, de exemplu, frica de scenă este specifică la 88% din indivizii cu anxietate socială. Deci este extrem, extrem de întâlnită. Nu este ceva normal să-ți fie teamă să urci pe scenă. Nu este ceva normal să fii în fața publicului cât de bun ai fi. Pentru că se declanșează ceea ce cu toții avem, de fapt. Frica de a fi judecat, frica de a fi criticat de către propriul tău public, frica de a eșua sau frica de a nu putea să controlezi o asemenea mulțime, frica de a-ți pierde vocea pe scenă. Sau poate să fie trigger, să fie declanșată de o traumă pe care ai avut-o anterior sau pur și simplu de o eroare de cogniție. Și atunci pur și simplu te poți bloca. Cum se manifestă? Haideți să vă explic cum se manifestă, care este neurobiologia, mecanismul fricii, de fapt.
Nu există realitate. Realitatea este bazată pe credințele noastre. Iar credințele noastre sunt bazate pe gândurile noastre pe care le avem. Dacă avem gânduri negative, ca de exemplu, voi urca pe scenă și cu siguranță am să mă fac de râs. Sau nu o să pot să fac față cu siguranță la un anumit paragraf, nu o să pot să urc atât de mult sau nu o să fac twangwa așa cum ar trebui. Ei, în momentul respectiv, credința mea este că I'm not good enough și cu siguranță o să fail. Și de fapt ce o să fac? O să-mi confirm realitatea, pentru că în momentul în care am gânduri negative, încep să dezvolt simptomatologie fizică și probabil cu toți ați avut ceea ce se numește tracul de scenă, mai ales la început. Adică stările acelea de tensiune în care poate vă transpiră mâinile, în care poate aveți tahicardie. Și atunci, comportamental, ce tendință aveți? Exact ce spunea Lucia mai devreme. Să procrastinați, să evitați în a face lucruri. Ce face evitarea? Evitarea vă confirmă credința că ceea ce faceți e bine, pentru că, de fapt, intrați în zona de siguranță. Și atunci, de fapt, ce faceți? Confirmați o realitate care nu este o realitate accurate, nu este realitatea de care voi aveți nevoie. Este o realitate perturbată, perturbată de gândurile voastre negative. Care sunt, de fapt, cei 3 F ai fricii? Care sunt mecanismele noastre de coping? Avem fight, adică mă lupt, freeze, înghiț, sau flight, evit. Fiecare dintre aceștia se pot manifesta în funcție de anumită situație. Care se vede ce se întâmplă, de fapt, în creierul nostru? Dacă tragem o linie prin ochi și o linie prin ureche, la interfița celor două linii se află un organ care se numește amigdala. Acest organ este de mărimea unei amigdale, efectiv cât e unghia voastră de la deget. Jumătate este pe emisfera stângă, jumătate este pe emisfera dreaptă. Ce face acest organ? Este panoul de comandă al tuturor emoțiilor noastre. Vă puteți imagina că întregul vostru corp funcționează și este condus de un organ atât de mic cât o amigdală? Este incredibil. Este singurul organ care în momentul de față nu are medicație, nu s-a dezvoltat medicație pentru el. De ce? Pentru că acolo se lăsuiesc emoțiile noastre de bază. Nu avem multe emoții, dar 4 sunt de bază. Frică, furie, plăcere, durere. Fără aceste 4 emoții de bază, noi nu putem funcționa. Cum spuneam la începutul live-ului, dacă n-aș avea frică, nu știu, m-aș arunca de la etajul al 20-a și aș spune I believe I can fly. N-aș avea furie, aș fi atacat și ce mi s-ar întâmpla? Nu aș riposta. N-aș avea durere. Gândiți-vă ce înseamnă să nu ai durere. Există o familie undeva în țările nordice, dar nu știu exact în care față, în care dintre ele, care nu au receptorii durerii. Știți ce fac? Sunt păziți în permanență. Pentru că pot să-și taie mâna la propriu, ele nu simt absolut nimic. Deci nu aș fi protejat. N-aș avea plăcere, nu aș avea simțuri. În schimb, când aceste 4 emoții de bază ajung în exces, ele se duc în zona patologică. La frică, ce se întâmplă? Mergem către fobii, adicții, atac de panică. Cu asta am început, de fapt, să discutăm. La furie, mergem în problemele de anger management. La plăcere, mergem în problemele de adicții, de dependență. Iar la durere, mergem în zona depresiei. Și atunci, ne avem nevoie de aceste 4 emoții de bază, ne avem nevoie de frică. Important este să gestionăm excesul, care poate să fie, să-l avem nativ, din anumite motive biologice sau biochimice despre care o să vorbesc mai târziu, sau pur și simplu să fie declanșat de anumite stări, factori stresori exterior nostru, nou, cum ar fi, de exemplu, pandemia, cum ar fi o problemă cu bani, cum ar fi să rămâi fără job, cum ar fi să-ți pierzi pe cineva drag, să te simți în nesiguranță și atunci crește și atunci produce anxietate, produce fobie, produce atac de panică. Ce se întâmplă? Care este neurobiologia fricii? Noi preluăm toată informația prin cei 5 stimuli. La nivel vizual, auditiv, olfactiv, gustativ și tactil. Informația vine, se duce la un organ care se numește talamus, care are două moduri în care o dă mai departe. Ori o trimite direct la cortex. Ce înseamnă cortex? Cortex în medicină înseamnă această zonă, zona prefrontală, acolo unde iau decizii, unde sunt logic, unde sunt critic, unde sunt un om rațional, pentru că am partea mea rațională. Și atunci o analizez și dacă realizez că informația pe care am primit-o este informația asociată unui pericol, o transmit la amigdală, care amigdala declanșează răspunsul emoțional, respectiv declanșează anxietatea. Dar cum o declanșează? Noi mai avem un organ de care cred că ați citit sau ați auzit, se numește hipocampus. Acest organ din creierașul nostru este locul în care noi stocăm toate memoriile noastre. Dacă informația pe care eu am primit-o, vă dau un exemplu. Urmează să mergeți la un interviu pentru job. Dar voi ați mai fost la un interviu pentru job sau poate la 10, la care ați fost refuzat. În hipocampusul vostru se stochează informația că
am șanse foarte mici, foarte mari să fiu refuzat și atunci asociați interviul cu un refuz. În momentul în care urmează să sunteți din nou la interviu, simplu fapt că luați această informație sau o vedeți cu intervievatorul, o treceți prin cortex, acolo e deja conexiunea făcută, se activează memoria care spune, aoleu, am șanse foarte mari de eșec și amigdala declanșează un răspuns emoțional. Există evident și calea mai scurtă, care este și mai proastă decât prima cale, în care se șuntează acest cortex și în care eu ajung să intru în stare de anxietate doar prin miros, prin gust, prin văz. Și am să vă dau un exemplu. Am avut o doamnă care venea la mine și îmi spunea, fac atac de panică când intru în duș. Și o întrebam, cum adică când intri în duș? Ți-e teamă de ceva? Ai probleme cu jobul? Ai probleme cu soțul? Ai probleme de sănătate? Și îmi spune, nu, când intru în duș și îmi pun gelul de duș. Era foarte mult timp să-mi dau seama ce se întâmpla. Gelul de duș pe care el achiziționase, apropo de modul în care noi facem achiziție, probabil ați auzit cu toții de marketing sau de branding olfactiv. El achiziționase pentru că mirosea într-un mod care îi se părea familiar. Numai că femeia respectivă provenea dintr-o familie care atunci când era mică, tatăl era extrem de abuziv emoțional și fizic, o lua pe ea și pe mama ei, le băga în baie și le bătea, iar amigdala ei asociase informația cu mirosul gelului de duș care era pe vremea respectivă cu pericolul. Când și-a luat un nou gel de duș, i s-a părut ceva familiar, dar nu și-a dat seama, avea același miros pe care l-avea săpunul de când ea era mică. Iar amigdala ei s-a activat și o cea atacul de panică doar prin simplu fapt că punea gelul de duș. Așadar, e foarte greu și foarte dificil când ajungi să ai asemenea traume sau probleme legate de eșec sau traume din copilărie, pentru că acest organ este atât de sensitiv încât poate să declanșeze oricând un atac de panică și o stare de anxietate. Și ce face când declanșează? Nu o să intru foarte mult în partea medicală ca să nu vă pierd, pot doar să vă spun că declanșează în tot organismul vostru un hormon care se numește cortizol. Este singurul hormon din organismul nostru care nu are nicio posibilitate prin care să le elimini. Trebuie să aștepți minim 20 de minute să se elimine. Dar să știi că poate să dureze și poate 45 de minute sau o oră și jumătate. Odată ce acest hormon a ajuns în sângele nostru și în toate organele noastre, uitați-vă ce se întâmplă. Îmi dilată pupilele, glanda salivară mai produce salivă și mi se usucă gura și am senzație de nod în gât. E foarte posibil, mai ales atunci când merg pe scenă și mi este frică. Îmi crește frecvența cardiacă, drept urmare am senzația aia că mi iese inima din piept. Câteodată, pe termen scurt, este bun să ai această senzație de stres acut, pentru că ai multă adrenalină, dar pe termen lung este foarte toxic. Îmi blochează aerul în plămâni, în treimea bazală și am senzația că nu am suficient de mult aer. Este foarte important pentru artiști, pentru că știu că voi folosiți foarte mult respirația diafragmatică. Să știți să o folosiți corect, pentru că în momentul respectiv respirația toracică aproape este blocată, pentru că aerul este blocat și tu ai senzație de sufocare și poți să te, pur și simplu, să rămâi fără voce în momentul respectiv. Îmi dilată tot ce înseamnă musculatura internă, organelor interne și am senzație de greață, de vomă, de diaree, de a merge la toaletă, de micțiune. Ce se întâmplă în momentul respectiv? Creierul meu este în alertă și face efectiv cum face girofarul de la o ambulanță. Și ca să nu moară, ce credeți că se întâmplă? El funcționează cu două lucruri, cu oxigen și cu glucoză. Ce se va întâmpla? Dacă eu nu-i dau oxigen și în altul nu se dă oxigen, că plămânii vă spuneam că sunt blocați, atunci toată glucoza din mușchii mei ne-o trage pancreasul prin elevarea de insulină și o trimite la creier, ca astfel încât creierul să nu moară. Și ce se întâmplă? Devin rigid, devin încorsetat, încep să am fasciculații musculare, pot să am transpirații reci sau să am contracturi. Am văzut atât de mulți oameni care rămân cu mâna contractată pe microfon. Probabil ați văzut și voi sau ați fost în situația asta. Sau nu se mai mișcă natural, pentru că mușchii sunt contractați că rămân fără glucoză. Glucoza merge la creier. În cazul în care ați făcut vreodată un atac de panică sau ați fost într-o stare de anxietate, cam astea sunt simptomele. Transpirație, tremurături, senzație de frisoane, sufocare, hiperventilație, nod în gât, gură uscată, tahicardie sau un termen popular, de fapt sunt palpitații, apăsare în piept cu senzație de gheară, ghem în stomac, stare de greață, de vomă, pot să am dureri de cap, stare de amețeal, poate chiar stare de leșin, poate să-mi ție urechile, vă spuneam, contractură musculară cu confuzie și dezorientare. Lucrurile nu se opresc aici. Pot să am simptome psihice, să am senzația că pierd controlul, să am senzația că pot să reșim, să ajung să am frica de frică, să am rușine, se întâmplă foarte des la frica de scenă, să mă simt vinovat, ales dacă merg, de exemplu, la competiție, că poate nu am făcut ceea ce trebuia și o să dezamăgesc și o să-mi dezamăgesc
trainerul, profesorul, coachul vocal, să simt că să simt tristețe, să simt lipsă de speranță, să mai pot concentra, să ajung în furie chiar, să fiu moody, să mi se schimbe dispoziția și să ajung la anxietate. Ce vă recomand? În cazul în care timpul vă permite, vă recomand să vă faceți, acesta este testul cel mai folosit în clinică, să vă evaluați starea de stres, anxietate sau depresie, să vedeți dacă suferiți de așa ceva. Vă ia undeva la 7 minute și vă și spune și gradul pe care îl aveți. E un test folosit și de psihologi și de psihiatri și nu vă costă absolut nimic, este pus gratuit de mine pe site. Un alt test pe care vă recomand să vi-l faceți este să vă evaluați frica de scenă, ca să știți dacă este doar un stres acut, o stare de moment, sau dacă chiar suferiți de asta, pentru că este posibil la un moment dat să aveți nevoie, pe lângă coachul vocal, care să vă învețe tehnicile acelea minunate de cum să vorbiți, de cum să cântați, de cum să vă manifestați pe scenă, să aveți parte să învățați de cum să vă tehnici de gestionare a fricii, care asta ține mai mult de partea clinică și nu de partea de vocal coach. Noi lucrăm în principiu în echipă când facem acest lucru. Și aș putea să vă dau așa ca și sfaturi pe care să le faceți singuri acasă, cel puțin pentru frica de scenă, nu pentru frică în general. Țineți minte, ochii publicului nu vă judecă, ei doar vă privesc. Nu uitați că publicul a venit acolo pentru voi, voi nu sunteți la un examen. Nimeni nu vine forțat să vă asculte cum cântați. Nimeni nu este în sală acolo doar pentru că își plătește un bilet doar ca să vă critique. Chiar și când mergeți pentru o competiție. Cei din jurul nu sunt acolo să vă critique. Sunt acolo să aleagă într-adevăr pe cel mai bun, dar cu siguranță să vă provoace și să vă ducă întotdeauna să vă ridice standardele, să fiți din ce în ce mai bun și versiunea voastră mai bună. 2. Înainte de orice spectacol, stabilizați-vă glicemia. Vă spuneam că toată glucoza merge la creier. Nu săriți peste mese și vă recomand să aveți o masă destul de puternică proteică, pentru că aveți nevoie de proteină în momentul respectiv pentru mușchi. 3. Bustează-ți glicemia. Așa cum vă spuneam, trăgându-se foarte multă glucoză, știu că ținem la silietă, știu că nu trebuie să mâncăm ciocolată, știu că o să facem coșuri, dar înainte de a urca pe scenă, dacă știți că aveți probleme și aveți trag de scenă, ciocolata este un anxiolitic extraordinar. De ce? Este un shot foarte puternic de glucoză, astfel încât în momentul în care ajungeți să fiți stresați pe scenă, să aveți rezerve din care să trageți în momentul respectiv. Și vă garantez că nu o să vă îngrășați, pentru că atât de mare va fi consumul glicemic, încât se va consuma pe scenă și nu o să rămâneți cu siguranță cu calorii foarte multe și cu grăsime foarte multă. Ce aș mai vrea să vă recomand? Nu știu dacă ați citit sau dacă știți despre efectul alter ego. Este foarte mult folosit în coaching-ul de performanță și cum frica de scenă, de fapt, este un sens de performanță. Acest alter ego, eu folosesc foarte mult în zona de coaching pe business și este folosită, vă spuneam, și la nivel mondial. Să știți că mulți dintre noi suntem foarte buni pentru anumite lucruri, dar avem momente în viață în care, în anumite situații, poate nu putem să facem față. Și avem dreptul să ne alegem un alt ego. Putem să avem până la 3. Ce înseamnă asta? O să vă dau un exemplu. Probabil, poate că ați citit sau poate că nu. Spre exemplu, J.Lo, nu mi-aduc aminte foarte exact în care din spectacolul ei, dar la mișcările pe care le făcea, avea momente în care pur și simplu nu reușea să începe să-și coordoneze mișcările cu ceea ce cânta. Ce crezi că a făcut? Și-a luat un alt ego. Nu vrea să spună care este. În schimb, nu este ea cea care face asta. Are nevoie să iasă din pielea ei și să intre în pielea unui alt personaj pe care ea îl admiră foarte mult, astfel încât să poată să performeze. Alegeți-vă un alt ego. Spre exemplu, în zona de business am avut de curând o doamnă care a aplicat la un job care era în afara nișei de expertiză, era o poziție globală, într-adevăr și avea o poziție foarte bună, dar nu o poziție globală, și mi-a spus, nu voi face față interviului. Era un salt foarte mare. Și am lucrat cu ea pe acest efect alter ego și pe conceptul de alter ego. Și a ales, guess what, se ducea în zona de tech și se ducea în zona de telecomunicații și mi-a spus, l-a admir foarte mult pe Bill Gates, deși era o doamnă, și a ales acest alter ego. Ce credeți? A luat din prima interviu, nici măcar nu a trecut prin cele 3 etape și este în momentul de față Global Strategies la Vodafone. Este una dintre cele mai bune tehnici pe care vă recomand să le lucrați cu un coach dacă nu puteți singuri și să vă descoperiți care sunt acele alte reguli de care voi aveți nevoie în momentul în care intrați într-o competiție. Nu este un eșec faptul că poate din poziția în care voi sunteți nu puteți să faceți față. Puteți să faceți față dintr-o altă poziție. Puteți să vă alegeți, nu știu, Lady Gaga, Elon Musk, și așa mai departe. Depinde de zona în care sau de idolii pe care voi aveți. Evident că acestea sunt instrumente de self-help.
Uneori funcționează, uneori nu, dar vă pot scoate din situații limită. Dar cel mai bine, dacă vedeți că situația persistă, vă recomand să apelați la professional help. Iar ceea ce am să vă spun în continuare este este partea de virtual reality. N-am să las să meargă un film, pentru că durează foarte mult. Doamna pe care o vedeți în imagine lucrează într-o corporație și din cauza unor evenimente nefericite declanșate la o vârstă destul de târzie, a avut senzația că nu se mai poate încerca să vorbească în public și făcea atac de panică la fiecare meeting pe care l-avea sau la fiecare prezentare pe care o avea, indiferent dacă erau 10 oameni cunoscuți, indiferent dacă era o sală de 150 de oameni. Și apela la terapia prin realitate virtuală. Ce înseamnă asta? Înseamnă expunere, dar nu expunere pur și simplu. Nu mă duc și mă arunc în fața unui public de 500 de oameni. Expunerea se face gradual. Se face gradual de ce? Amigdala de care vă vorbeam la început are nevoie de această expunere ca să se antreneze, să înțeleagă că publicul nu mai este un pericol dacă până acum îl simțea un pericol. Dacă o arunc pur și simplu în fața unui public și nu a învățat cum să-și controleze cogniția negativă, cum să-și controleze fiziologia, simptomatologia, nu va face nimic altceva decât să eșueze și să-și întărească credința când va putea să facă față. În virtual reality, noi expunem în ședințe graduale persoana care vine la diverse stimuli. Îl mai întâi îl punem într-o sală cu mai multe, mai puține persoane care sunt foarte drăguțe, îi zâmbesc, îi pun întrebări ușoare, îl admiră, după care sala cu numărul de persoane crește sau persoanele devin de la foarte pozitive la a fi chiar very harsh, să-l atace, să-l fuiere, să țipe, să-l dea afară. Și în toată această perioadă, persoana respectivă se antrenează în acest mediu virtual cu acești ochelari pe care îi vedeți dumneavoastră, în care vede, în care este stimulat vizual, auditiv, inclusiv tactil, este și platformă cu vibrație în care se poate mișca în condițiile în care va de o scenă și el se antrenează și simte prin toate simțurile ca și cum ar fi acolo. Expunerea este, față de cea in vivo, este 99% este efectiv ca cea reală. Și atunci, antrenând, noi de fapt antrenăm acea amigdală să învețe că frica noastră, chiar dacă până acum și reală și imaginară ne ducea în stare de anxietate, putem să o controlăm. Nu trebuie să învățăm să o vindecăm. Frica nu trebuie vindecată, pentru că noi avem nevoie de ea. Trebuie să învățăm să o gestionăm, să învățăm să o controlăm. Un alt lucru pe care pot să vă spun că îl puteți face, probabil ați citit sau știți că, de exemplu, Fred Astaire, înainte să ajungă să-și facă orice număr pe scenă, ce vreți că făcea? Își făcea zile întregi, își repeta în imaginație fiecare mișcare. Spre exemplu, un sportiv care practică patinaj de performanță face acest lucru în imaginație, lasă munca lui pe patinoar, în imaginație face acest lucru zile întregi înainte, repetând fiecare mișcare. Un alt lucru pe care putea să-l faceți este ceea ce se numește worst case scenario. Referitor la frică, ce înseamnă acest lucru? Hai să ne imaginăm. Ce înseamnă worst case scenario? Care este cel mai cumplit lucru care mi s-ar putea întâmpla? Și atunci, în loc să stau și să-mi petrec zile întregi, pentru că atunci când este frică, stau câteodată 24 din 24 în stare de frică și nu reușesc să o gestionez. Îi spun așa, my dear fear, noi avem un date. Nu am timp acum de tine să mă gândesc. Eu trebuie să mă antrenez. Eu am oră cu coachul meu vocal să mă pregătesc pentru spectacolul care urmează, pentru interviul care urmează sau pentru whatever ce urmează în viața ta pentru care ție ți este frică. În schimb, am întâlnire cu tine în fiecare zi la ora 6 sau 7 după amiază și timp de 30 de minute sau posibilitatea să te manifesti, pentru că fiecare nevoie să se manifeste. Și atunci vă lăsați imaginația, se numește imagerie ghidată, vă lăsați imaginația să meargă cât se poate de adânc. E ca și cum ați face diving în propriile voastre frici. Pentru că imaginația voastră funcționează, mai că funcționează 24 din 24 și vă ține blocați. Și acest exercițiu este un exercițiu care funcționează extraordinar, durează undeva 21 de zile, se face într-adevăr în prezența unui specialist, în ideea în care nu se faceți cu el, în ideea în care să vă ghideze, să vă dea protocolul, dar vă ajută foarte mult, pentru că o să vedeți, o să vă întărească, o să vedeți cum este să îți învingi frica și o să te lași copleșit de ea, o să te învețe să reintri în control pe propriile tale emoții. Un alt lucru sunt de important este, știu că se face, sunt foarte mulți evangheliști al somnului, dar nimeni nu explică ce înseamnă aceste 8 ore minim de somn. Că de fapt nu este vorba despre 8 ore de somn, cât este vorba despre 8 ore de somn continuu. De ce? Pentru că această amigdală, vă spuneam că nu are nicio medicație. Noi nu putem controla.
medicamentos în acest moment. În schimb, ea se liniștește noaptea și nu oricând noaptea. Se liniștește după prima oră și jumătate de somn, foarte puțin, după primele 3 ore și jumătate de somn încă puțin, după 4 ore și jumătate de somn încă puțin și după 6 până la 8 ore cel mai mult. Dacă eu seara beau pentru somnul meu de frumusețe 2 litri de apă pentru că am citit că apa mă ajută și mă hidratează, da, e minunat, beți o ziua, dar nu mai beți cu 2 ore înainte de culcare. Pentru că aveți nevoie să aveți vizica goală, să vă treziți. Orice trezire, că v-a trezit copilul, că aveți un bebeluș, că mergeți la toaletă sau că vreți să beți apă sau că așa se-ți obișnuiți să vă treziți parcursul nopții, să vă verificați Instagram-ul, este wrong. De ce? Pentru că atunci începe din nou numărătoarea. Voi aveți nevoie să aveți aceste 8 ore continue, pentru că doar în aceste 6 până la 8 ore, în faza de REM a somnului, voi aveți amigdala, voi aveți amigdala liniștită. Și vreau să vă mai spun că pe, un moment vă rog, pe site-ul ID Therapy, Lucia, mai vezi? Ok. Pe site-ul ID Therapy, dacă o să intrați, găsiți câteva tehnici de relaxare care sunt puse public în momentul de față și care vă învață, știu că voi faceți foarte multă respirație diafragmatică pentru că asta este tehnica prin care învățați și aș vrea să vă spun este că vă ajută enorm faptul că știți această respirație diafragmatică. În schimb, voi când mergeți și faceți partea de lecții și atunci când cântați, voi sunteți o stare de normalitate și trebuie să ajungeți într-o stare de performanță. Când ești în stare de anxietate, tu ai nevoie de respirația diafragmatică, dar făcută cu totuși cu totul alt tempo, ca să ajungi într-o stare de normalitate. Pe site-ul ID Therapy, găsiți la secțiunea shop, găsiți câteva tehnici de antistres și de relaxare care sunt cu vocea mea, pe muzică cu un de teta, care sunt de foarte joase ca vibrație, care se produc într-o stare de relaxare, care vă învață, durează undeva între 12 minute și jumătate, 14 minute, care vă învață cum să respirați când sunteți în stare de anxietate și vă recomand ca întotdeauna înainte de orice examen, interviu, competiție, urcat pe scenă, spectacol sau orice problemă pe care aveți voi în viață, faceți acest exercițiu înainte de a intra. De ce? Vă duce într-o stare fiziologică foarte joasă, astfel încât când stresul vine, chiar dacă voi ajunge să creșteți, veți fi tot în zona de normalitate și nu în zona de anxietate. Este foarte important să poți să-ți controlezi fiziologia corpului, să înveți să intri în control pe corpul tău, numai pe emoțiile tale, pe fiziologia ta. Este un lucru vital. Dacă nu știi să intri în control pe fiziologia ta, atunci acel cortizol de care vă spuneam e ca o toxină. Curge prin voi, curge prin venele voastre, vi le alterează și ajungem la zona de patologie. Și atunci, poate, nu știu, nu murim de COVID, cum se spunea, în schimb o să murim cu siguranță de cortizol, pentru că ne afectează sistemul imunitar și atunci frica ne poate duce în stări foarte grave de patologie. Lucia, dacă poți să mă pui înapoi, pentru că prezentarea am terminat, să putem să revenim. Nadia, vreau să spun că eu sunt fascinată de tot ce ai spus, adică aveam așa o listă întreagă cu întrebări și mi-am dat seama că prin prezentarea pe care ai făcut-o, ai răspuns la toate întrebările. Este ca și tehnica vocală, se spune că rezolvând acel main issue, vei rezolva încă 100 de probleme mici, adică toate întrebările pe care eu le aveam pe hârtie să le punem în seara asta și să tu le-ai răspuns, pentru că mi se pare extraordinar ce înseamnă să cunoști mecanismul sau măcar să afli cum funcționăm noi de fapt și ce se întâmplă în noi și faptul că poți fi ajutat, chiar stăteam și mă întrebam Cum te putem noi găsi, sigur, pe site-ul tău? Pentru că stăteam și mă gândeam cât de mult m-ar ajuta pe mine toate aspectele astea. În primul rând, cum ți s-a părut ție, Andra? Pentru că eu am fost fascinată. Eu n-am făcut altceva decât să mă întorc foarte mult la tot traseul meu muzical și toate momentele pe care le-am avut de la primele dăți când am urcat pe scenă până inclusiv ultimele din perioada pandemiei și, într-adevăr, emoțiile, pentru că mulți nu vor să recunoască de fapt că ele se mai numesc și frici și le ascund în acest cuvânt generic emoții, de fapt au existat de fiecare dată în diferite forme în funcție de contextul în care eu trăiam, în funcție de experiențele pe care eu le aveam și cred că e
extraordinar de important să-ți gestionezi sincer contextul în care ești, fără acea tendință de judecată și de a te bucura de muzică și de modul tău de a înțelege muzica în funcție de principiile tale, de valorile tale, de ceea ce citești, de ceea ce asculți, de ceea ce te influențează în mod repetat. Și cred că în seara aceasta, artiștii care ne urmăresc, sper să înțeleagă această nevoie de a fi foarte sinceri și de a se privi nu doar în oglindă, ci în interiorul lor, să vadă ce anume îi urmărește foarte, foarte mult. Foarte bine că spui asta, Andra, pentru că, Nadia, cât de important este ca fiecare dintre noi. Avem tendința să spunem, dacă mă duc la psiholog, înseamnă că sunt un pic deplasată, dar totuși acum am dat seama și mai mult și m-am gândit de mai multe ori cât de important este totuși să ai un coach, să ai un psiholog care să-ți amintească întotdeauna drumul, pentru că sunt acele habituri mentale pe care le avem și de fiecare dată, ca și în tehnica vocală, intrăm din nou în zona în care, în zona de habit. Mm-hmm. Important este, Nadia, această educație mentală sub controlul unui sau având un psiholog. E foarte important, dar să știi că e destul de greu în România. Am observat că este în continuare această stigmă pentru a merge la psiholog, pentru că e, apropo de ce spuneam cu amigdala, știi, și cu pairing-ul și cu corelația. Noi corelăm psihologul cu nebunia, ceea ce este un lucru absolut eronat. În primul rând vreau să vă spun așa, nici măcar psihiatrul nu trebuie corelat cu nebunia. Există zona de nevroze și zona de psihoze. Anxietatea, frica, atacul de panică, depresia, sunt nevroze. Ce înseamnă nevroză? Nevroza este ceva reversibil, e ca gastrita, ca ulcerul. Am o boală, iau medicație, 2 săptămâni, 3 săptămâni, 3 luni, mă tratez, revin. Fiecare dată, măcar o dată în viață, am trecut printr-un episod de anxietate sau de depresie. Că o recunoaștem, că o tratăm, că nu o tratăm, să fim serioși, cu toții trecem. Că orică trecem printr-un divorț, orică ne pierdem părinții, orică trecem printr-o boală, orică ne pierdem jobul. În momentul respectiv nu e doar tristețe, e un episod depresiv, e un episod de anxietate. Nu vrem noi să o recunoaștem pentru că noi asociem aceste lucruri cu nebunia. Nu. Nebunia este doar acea chestie irreversibilă. Ce înseamnă irreversibil? Schizofrenie. Da, acolo este nebunie, într-adevăr. Asta este ceea ce înseamnă nevoia de a fi internat și de a fi reversibil. Celelalte sunt nevroze, nu sunt psihoze. Vă spuneam, cum e gastrita, cum e ulcerul. De ce mă duc când mă doare burta sau când mi-a rupt piciorul? Mă duc la urgență, la ora 5, dacă e dimineața, la spital. Dar când sunt mai știu de mine și când tremur în pat, mi-e frică să mă duc pentru că mi-e teamă că voi fi catalogat. Sunt atât de mulți oameni care vin și cărora e frică să meargă să spună la birou că nu mai pot. Că le este teamă, că au făcut atac de panică, că poate că au făcut burnout, pentru că le este teamă că vor fi dați afară. Este atât de stigmatizat, ceea ce teoretic ar trebui să fie în momentul de față o prioritate, pentru că depresia, în momentul de față, a depășit cancerul. Este boala numărul unu la nivel mondial. Depresia și anxietatea, boala numărul unu, de asta se moare. Nu mai mor în momentul de față, adică mor de cancer, evident, dar în momentul de față se moare mult mai mult de depresie că se moare de cancer. Nadia, scuze-mă că te întrerup, dar asta înseamnă că înveți efectiv să fii în primul rând sincer față de tine. Adică prezența la psiholog te face să vorbești foarte deschis și să fii sincer și fiecare situație să o vorbești deschis, să o pui efectiv pe masă în loc să o ascunzi sub covor. Sau să, nu? Să-ți fie rușine, să o ascunzi sub covor, să-ți fie rușine și să stai până în ultimul moment când de multe ori nu se mai poate face nimic sau să ajungi, efectiv, poate nici cu medicație, sunt situații în care nici cu medicație nu mai reușești să-i mai scoți pentru că ești foarte avansat. Și nu ai ce să faci. Gândește-te, pe tot timpul răspundem, psihicul, poate nu ai cum să pui degetul pe el. Da, n-am cum să pun degetul, să spun psihicul, dacă tu mă întrebi, n-am cum să pun degetul pe el. Dar trebuie să-ți imaginezi că în momentul în care este expus la un stres, e ca și cum, e ca o mașină care se tamponează de un zid, da? Ce face mașina asta de zid? Se rupe. În momentul respectiv, tu ai deja prima fisură sau fractură, depinde cât de mare este. Deci tu deja funcționezi doar cu o parte din psihicul tău. Dacă tu nu te duci imediat să discuți cu cineva, indiferent că este psiholog sau că este medic psihiatru sau whatever, ce este el, psihoterapeut, să te învețe cum să suturezi sau să sudezi fisura respectivă, aia în timp devine fractură. Nu că dacă ai o fisură la picior și tu continui să mergi cu piciorul fisurat, ce se întâmplă? Se va lipi? Nu, clar. Se fracturează pentru că tu pui greutate, că tu rămâi în continuare în mediul respectiv de stres. Se fracturează.
Și ce faci după aia? Cum se lipește? Se lipește, nu știu nici noi cum, dacă se mai lipește în tizor, dacă nu intervine o altă fractură, pentru că nu-ți garantează nimeni că tu nu ai un următor accident. Pentru că dacă tu din start mergi cu un picior fracturat, deja că tu deja ai o fractură, înseamnă că tu nu mai faci față la factorii stresori pe care tu nu-i controlezi pe extern, nu? Nu poți să controlezi ce în afara ta. Și atunci din nou vine ca un buldozer care vine ca o cuvă, iar el vine peste tine, tu ești doar în jumătate din psihicul tău, drept urmare nu o să faci față. Față, iarăși te rupi și tot așa, și ajungi bucățe. Cele mai multe ori oamenii când ajung, cel puțin în România am observat, eu lucrez foarte mult în afara țării, știi? Din afara țării, să știi, probabil ai văzut și tu, Lucia, se duc la psiholog cum mergi la doctor, da, la frizer, la manicuristă, este îți iei trainer să mergi la sală, să-ți faci mușchi, dar ți-e rușine să mergi la psiholog sau la coach sau la medic, să vezi și cu psihicul tău. Și ajung atât de, efectiv, ca o vază complet spartă. Și vin și întreabă, mă rezolvați în 3 ședințe? Și de seama, ce poți să răspunzi la asta? Întreb, în cât timp ați ajuns așa? Și zice, sunt de 20 de ani. Și vă așteptați în 3 ședințe de 50 de minute să rezolvăm ce? Da, este situație pe care, ca și tehnica vocală, deci care dată noi fiind specializați în tehnica vocală, sunt care este memoria mușchilor, oricât de mult ai explicat că n-ai cum să rezolvi imediat. Nadia, înainte să o las și pe Andra să vorbească de situații pe care ea le are din practică, aș vrea să-ți mai pun o întrebare. Perioada de pandemie, sigur, aproape că se face un an de cât suntem cu toți în perioada asta, în care eu n-aș numi o neapărat perioadă de criză, pentru că am încercat să văd partea pozitivă a lucrurilor, să o analizez cu faptul că a fost o perioadă, este o oportunitate, oportunitate de transformare, de resetare. Și sigur, avem nevoie de specialiști ca tine, să-i numim resetters, cei care să ne ajute să folosim tools și skills să ajungem pe drumul cel bun. În lumea artiștilor, și Andra știe, și există lumea artiștilor, mai ales că eram obișnuiți înainte cu scena, cu acea energie cu care ne alimentam continuu, cântând pentru public, acea interacție, acea, sigur, și partea materială. Foarte mulți dintre noi au fost dependenți în perioada asta de acele spectacole, pentru că nu au fost pregătiți pentru astfel de perioadă. Efectiv. Deci tot ce înseamnă carieră, bani, fame, toate astea viața ni le-a luat dintr-o dată, ca să spun așa. Și atunci trebuie să găsești soluții. Ce sugestii dai celor care, sau dai nouă, celor din categoria artiștilor, care poate până în momentul ăsta nu au avut un plan B, pentru ca mental să rămână totuși sănătoși, să poată să... Ce-i de făcut în situația asta? E greu, ai dreptate. În perioada asta de pandemie, vreau să spun că toată lumea... Eu n-am simțit o parte criză, dar cum ai spus și tu, eu n-am simțit o parte criză. Din contră, mi s-a părut că este un reshape. Uh-huh. Este un lucru care a adus extrem de multe beneficii, pe lângă beneficii care le-a avut. Și cum știm și noi că singura soluție este adaptarea, nu ca specie umană, cum am evoluat prin adaptare. Eu cred că, în afară de voce, fiecare dintre soliști, dintre artiști, cu siguranță are și alte skill-uri, atât by nature cât și by nurture, adică cum le născute. Da, poate că unii dintre ei, într-adevăr, s-au născut cu această voce deosebită și au și cultivată, dar și au făcut să fie unici. Dar poate că au și alte skill-uri pe care n-au pus până acum reflectorul și ar trebui să se gândească cum le-ar putea folosi astfel încât să se reinventeze. Pentru că nu poți să rămâi blocat într-o zonă în care să spui eu doar asta știu să fac și să ajungi să mori. În stil de supraviețuire te forțează să lupți. Frica de schimbare este frâna de mână. Lăsați-o jos, pentru că nu vă ajută la absolut nimic, și gândiți-vă, ok, ce pot eu să fac cu vocea mea altceva în afară de interacțiunea cu publicul meu? Pot în momentul de față să țin niște lecții? Găsesc părinți care în momentul de față sunt disperați cu ceva cu copiii lor și vor să-i pună niște lecții online doar ca să învețe anumite lucruri. Pot să ajut pe cineva să țină, spre exemplu, ai văzut că, nu știu, la un moment dat, cred că ți-am primit și eu ție câțiva clienți de e-mail, că aveam partea asta de public speaking, merge mână în mână cu coach vocal și eu am nevoie foarte mare de a lucra cu coach vocal, că eu învăț cum să-și gestioneze frica, dar eu nu pot să-i învăț pe nicio pe care tu le înveți ca și coach vocal. Și atunci hai să vedem cum pot să fac parteneriate pentru zona de public speaking, pentru că eu știu cum să mă vedesc vocea. Eu știu cum să interacționez cu publicul. I-am învățat deja
cum să mă uit în public, la ce nivel, cum să interacționez cu privirea lor, cum să atrag publicul, cum să-l fac să mă simtă. Cum pot eu să fac din lucrurile pe care le-am învățat, le-am capitalizat în perioada asta, să le dau mai departe la cineva care nu e atât de pregătit ca mine, să pot poate chiar să monetizez pe de o parte, dar pe de alta să mă încarc cu senzația aia că pot să fac ceva. Și că Exact. Pentru că asta este, ne avem nevoie să activăm acel centru al reward-ului. Ce spuneai tu mai devreme, când te duci în public, tu simți, tu îți activezi acel centru al recompensei, rewarding-ului. Și tu ai nevoie să-l ții, pentru că dacă nu-l activezi, faci ceea ce se numește sevraj. Pentru că acel centru al rewarding-ului, voi artiștii l-aveți foarte activ când interacționați cu scena, când interacționați cu publicul, când vă simțiți aplaudați, când vă simțiți iubiți, când simțiți în centru atenției. Și de aceeași plăcere pe care o dă unei persoane care, nu știu, consumă anumite tipuri de substanțe, că tot plăcere slăboacă. Ei, acum, nemai având asta, normal că sunteți ca într-o stare de sevraj și puteți să faceți anxietate și depresie și atunci ce să ajungeți acolo? Să vedem cum pot să-mi activez acel centru al rewarding-ului, dăruind ceea ce știu și să mi se întoarcă înapoi. Sunt mulțime de oameni care nu știu nimic din ceea ce voi știți și care ar vrea să învețe asta. Nu-i păcat să intre în zona de online și să încerce, poate la început cu bani mai puțin, poate, nu știu, poate chiar vor fi în prima fază. Important este să activezi centrul de recompensă. Pentru că în momentul în care centrul de recompensă, biochimic în creierul tău se întâmplă mulțime transformări și nu mai rămâi blocat de o idee fixă. Se deschid mai multe câmpuri, o să ai un orizont mult mai larg. Altfel, dacă rămâi blocat doar pe ideea, eu doar asta știu să fac și știu să treacă pandemia, nu e o soluție. Pandemia nu știu dacă va trece. Sigur, și poate că, cum ai spus și tu, ne-a făcut să fim mai puternici, ne-a făcut să vedem lucrurile altfel, dar încă o dată un psiholog ar fi extraordinar tocmai pentru a putea să ne ducă în direcția asta. Andra, sunt convinsă că și tu ai foarte multe întrebări pentru Nadia. Eu acum realizez cât de binecuvântată sunt și cred că întreaga echipă vă plătim, Lucia, suntem foarte binecuvântate și binecuvântați prin faptul că intrăm în contact cu așa multe situații și așa multe lucruri care se întâmplă în mod individual la orele de tehnică vocală completă pe care le avem noi. Și au fost foarte multe situații interesante în care ne-am mărturisit unii altora anumite lucruri care ne lipsesc sau pe care vrem să le punem în fulfillment. Și cred că pentru mine, acum realizez cât de importantă este relația mea pe care o am cu soțul meu. Este extraordinar de important pentru că eu și cânt cu el, deci nu este doar soțul meu care gătește mai bine ca mine. Și știe să-mi dozeze energia, pentru că eu sunt foarte energică și foarte agitată. Și întrebarea mea era cât de importantă este comunicarea între cei doi parteneri în situația mea, respectiv de cântăreață și chitarist, cât de importantă este acea comunicare de dinainte de cântat sau cu cât timp înainte? Pentru că de multe ori mi se întâmplă să zic lucrurile pe scenă. Și cred că asta vreau să intru un pic în ideea aceasta, că eu am cel puțin studenți care au și sunt cu partenerii care cântă. Și e o diferență. Nu mai ești singură, ești cu partenerul tău și trebuie să gestionezi un pic altfel. Te referi la comunicarea în cuplu? Da, în comunicarea în cuplu, în sensul că sunt două tipuri de comunicare. Este și comunicarea de soț-soție, dar este comunicarea dintre doi artiști. Care trebuie ca overlapping-ul să fie așa să meargă. Pentru că dacă nu este așa, se simte, pe scenă se simte, pentru că voi vă manifestați foarte mult emoțional acolo și nu poți să-mi spui că pleci de acasă certat și într-o dată intri, da, poate folosi și un alt reguli, dar totuși cu partenerul tău care ești implicat emoțional, nu cred că poți să faci un shifting și un switch atât de rapid încât acasă sunteți dușmani și pe scenă reușiți să jucați două roluri extraordinare. Nu. Este vital, este vital. Dacă faci și parteneria de business față de partenerul de acasă, este vital comunicarea să pargă, să fie foarte smooth. Altfel se simte, pe scenă se simte. Așa e. Asta e chiar de bun ai fi ca artist, n-ai cum să și-ai juca un rol, nu cred că ai cum să
N-ai cum să nu transmiți asta. Pentru că te afectează și aparatul vocal, adică în momentul în care deja simți că nu mai funcționează cum trebuie. Nu vrei să pui metal și de fapt trebuie cântat soft. Da, exact. Da. Sunt foarte multe, foarte mulți care au reacționat aici. Nadia, nu știu dacă tu poți să vezi. O parte am văzut, o parte, dar n-am văzut tot, pentru că atunci când prezentam, eu nu, de asta și întrebam, eu nu v-am mai văzut pe voi și nu știam, o parte am văzut și eu. Sunt foarte mulți cei care sunt absolut de acord cu ceea ce spui tu și recunosc foarte multe situații în ceea ce ne-ai spus tu. Pentru mine extraordinar să aud de la tine, Nadia, cât de important e să înțelegi în primul rând organismul. În loc să te cataloghezi și să te pui într-un colț al camerei și să spui am probleme sau de fiecare dată blame yourself, gândind că e vina mea, nu? Înțelegând funcționarea organismului, atunci poți să înțelegi de ce se întâmplă toate astea în fiecare situație. Mai mult decât atât, cu ajutorul specialiștilor poți să gestionezi, poți să mergi pe drumul pe care ar trebui să fii, pentru ca și în viața. Și aici aveam o întrebare. Ce soluție ai pentru noi, Nadia, să găsim balanța între viața artistică și viața personală? Sigur, probabil că comunicarea este un aspect foarte important. Și încrederea. Încrederea este vitală. Fără încredere nu ai cum să fii. Mai ales că voi aveți o viață publică, voi puteți să fiți întotdeauna pe paginile tabloidelor, voi puteți să fiți expuși la scenarii care nu au legătură cu realitatea. Și e suficient să apară ceva despre unul dintre parteneri și să se distrugă relația. Fără încredere nu aveți cum să funcționați într-o relație. Cred că emisiunea aceasta va fi dată pe repeat la cei care urmăresc și au să dea de la capăt cea. Da, exact. Pentru că au fost atâtea informații acolo. Nadia, noi îți mulțumim foarte mult pentru faptul că ai acceptat să fii alături de noi în seara asta, pentru toate cele soluții pe care ni le-ai dat și descrierile pe care le-ai făcut referitoare la mecanismul nostru de felul în care funcționează organismul nostru și toate astea, cel puțin eu o să pot să le iau pentru mine mai departe. Și Anga, ce vrei tu să mai spui? Poate vrei tu să mai adaugi ceva înainte să încheiem emisiunea? Cred că ceea ce mai pot adăuga este că e important să nu ții neapărat acea confidențialitate în ideea de nu pot, ci să recunoști în momentele în care nu poți, chiar nu poți, să recunoști că ai nevoie de sprijin și dacă simți că sprijinul trebuie dus în mod profesionist, să accepți și acest lucru și să fii înconjurat de oameni care să te echilibreze frumos și care să te ajute să fii așa cum ești dăruit să fii. Cred că pe mine asta m-a conștientizat acum, toată această emisiune, că e foarte important să nu acea idee că trebuie să-ți pui presiune pe tine, acea idee că trebuie să te confrunți cu tine în mod sincer, fie că o faci scris, să scrii pe foaie, fie că o faci în cameruța ta. Dar trebuie doar să te confrunți cu tine, sincer. Să fii autentic, da. Să fii ceea ce simți că ești, fără să-ți fie teamă că ai putea vreodată fi judecat. Dacă ai fi judecat, care este problema? Și la urmă, cine te critică, înseamnă că e un pas în spatele tău, nu? Așa ajunge să te vadă. Dacă ar fi în fața ta, nu te-ar vedea. Da, exact. De asta e o comparație foarte, foarte bună. Absolut. Și mă gândeam acum de, în tehnica vocală se lucrează foarte mult pe ideea de egalitate, adică coach și student, egalitate, dăm și primim. De mult ajută pentru că foarte mulți studenți, cel puțin în situația mea și poate că și Andra întâlnește astfel de situații, ei se deschid foarte mult
către noi. Tocmai pentru că există egalitate, nu există bariere. Faci alianța. Exact, și atunci e de foarte multe ori e foarte ușor să intri puțin mai profund și să înțelegi de ce o notă înaltă care trebuie luată este blocată înainte ca ea să fie luată, pentru că există frică acolo. Și da, deci sunt foarte, foarte multe chestii în care și noi în coaching le aplicăm pentru a putea fi cât mai deschis cu putință către cel care lucrezi, ca să poți să lași organismul să funcționeze liber. Mm-hmm. Exact. Ai văzut că atunci când ți-e frică, nu mai funcționează glanda salivară, se usucă gura și atunci normal că tu nu ai cum să cânți, pentru că tu de fapt aici se contractă. Constrictorii. Da. Noi vă mulțumim foarte mult și vouă celor care ați fost alături de noi în seara asta. Îți mulțumim foarte mult, Nadia Gorduza. Noi o să continuăm cei pe Vocal Team, pentru că în ultima vreme share-uim mesajele tale, pentru că filmulețele pe care tu le pui, pentru că sunt extraordinare. Noi cei din Vocal Team, Lucia, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Andra și ție îți mulțumesc și sigur pe canalul nostru de YouTube, pe Facebook, așa cum și Andra spunea, și eu o să mă uit în seara asta. Nadia, aveți grijă de voi, toate cele bune și rămâneți aproape de noi și noi aproape de voi, pentru că împreună putem face ca lumea să fie mai frumoasă, să fim cu toții mai frumoși, mai buni, ne inspirăm unii pe alții, dar în special să rămânem conectați, pentru că perioada asta de pandemie am sentimentul că ne-a conectat și mai mult. Pentru că și emisiunea s-a născut în perioada asta de pandemie, așa a apărut, din dorința de a fi conectați și de a ne susține unii pe alții și să ne dăm seama că de fapt nu există bine sau rău, există doar situație și cred că problema... Cum, Nadia? Ne adaptăm, adaptarea e soluția. Cred că avem o putere fantastică de adaptare, doar trebuie descoperită. Și poate că doar, ca și în viață, doar situațiile astea ne duc mai aproape de noi și ne fac să învățăm din obstacolele pe care viața ni le dă și ni le dă. Acum învățăm foarte mult. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult de tot pentru invitație. Vă mulțumesc tare, tare mult. A fost o plăcere să fiu la voi. Mulțumesc! Și vouă, vă pa! Seară plăcută! Da! Și ție îți mulțumesc foarte mult, Andra, pentru că ai fost alături de noi. Mulțumim tuturor! Pe noi ne puteți găsi pe Vocal Team, Lucia, pe Nadia o puteți găsi pe site-ul pe care Nadia l-a menționat puțin mai înainte. Aveți grijă de voi, toate cele bune. Seară plăcută! Ciao! Bye! Bye!